Salutare la toată lumea, Ștefana și de la Proiecte Diverse DIY. Cine întreabă, domnul, sau de zgomotul ăla, e o aerotermă. Nu suntem branșați la Radet, care oricum nu prea furnizează nimic în ultimul timp. Bucureștenii știu. Avem o lucrărică la o policlinică privată, unde trebuie să echipăm niște băi pentru persoane cu dizabilități. Conform legii, orice baie publică, că e la Kaufland, că e la Metro, că e oriunde, trebuie să fie echipat cu așa ceva. Dar să trecem peste asta, că ne ocupă prea mult timp. Aici sunt niște rame pe care o să le vedem la sfârșit. Sper să nu plictisim. Toate jucările sunt de la Busch-Jaeger, adică de la ABB, Made in Germany. Ramele sunt tot Busch-Jaeger, da? Vedeți aici ramele luate de la electroinstalații. Vă las linkul jos. Ramele astea merg și la Jung și la Gira, da? Sau dacă luați aparatajul pe care o să-l vedeți în continuare, să știți că merg și pe Jung și pe Gira. Nu neapărat rame de la ABB, de la Busch-Jaeger, da? Ramele mai puțin importante. Avem aici un set, scrie pe el Busch-Jaeger. În interior o să vedem că sunt ABB, e același lucru. Între toate au etichetă cu ABB și să o luăm în ordinea dezordinii. Sunt patru aparate. Hai să vă desenez ca la aia mici. Ce trebuie să facă astea patru, ca să înțelegem așa o schemă bloc. Și am luat un caietel. Vedem că stau prost la desen. Așa, zicem aici o băiță, da? O cameră de baie, poate să fie baie, poate să fie toaletă, poate să fie toaletă plus duș. Asta să zicem că e ușa, da? Și aici avem un hol, da? Hol. Unul din produsele astea se montează pe hol, în exteriorul băii, obligatoriu. E un transformator de la 230 la 15 volți, 150 de miliamperi, deci avem foarte joasă tensiune în interiorul băii. Cu 230 venim doar până la peretele ăsta, în interior avem 15 volți, deci foarte joasă tensiune. Lângă vine al doilea produs, care este o semnalizare și acustică și luminoasă, da? În interiorul băii avem lângă ușă un buton de reset pentru personalul care a văzut luminița asta roșie, da? Deci ceva s-a întâmplat cu persoana din baie care a apăsat un butonel, o să vedeți. Vede lumina roșie, intră că ia măsuri sau nu ia măsuri, are butonul de reset aici, da? Și totul devine verde la loc și liniște. Și undeva, hai să văd ce toaletă desenez eu aici. Lângă toaletă avem al patrulea, că sunt patru jucării, al patrulea aparat care are un buton și o sfoară, da, de care se poate trage. De multe ori le-am montat cu butonul lângă toaletă și sfoara asta care e destul de lungă, lângă cabina de duș. Ea se poate agăța de tavan și lăsată jos. Da? Cam ăsta e scopul, să semnalizeze personalul medical că într-o baie, într-o încăpere, cineva are o problemă. A căzut, suplimentar, dar nu le avem aici și nu ni s-au cerut, din partea de alarmă, asta care are semnal și luminos și acustic, poți să pleci cu încă un circuit.
să zicem, în camera asistentelor, da? Și aici are altă, se poate monta o centrală sau pur și simplu o alarmă, da? Care este doar luminoasă și, bineînțeles, 10 băi, 10 alarme sau 10 camere care au nevoie de sistemul ăsta. Sper că se vede și sper că s-a înțeles ce face jucăria asta. O să încercăm să-i facem și un test, adică nu încercăm, o să-i facem. Avem mini gentuța de la Milwaukee aici. Și o luăm în ordinea dezordinii. O să vi le arăt pe fiecare ce stă în cutie și o să le leg cu camera oprită, că facem 50 de minute filmuleț. Da, unde ești tu? Power supply. Power supply, bineînțeles, este pe transformator. Ăsta este capacul, da, care vine peste el, se poate monta în orice doză sistem german. Ăsta este transformatorul care are, se alimentează de aici fază nul, se vede destul de clar. Pe primar, pe secundar ies 15 V, 150 mA. Ia să vedem. Se vede? Uite aici undeva ar trebui să vadă. Deci nu pot să vă explic că mi-a spart ochii proiectorul ăsta, l-am lăsat mai jos. Bine, și eu imbecil, 30.000 de lumeni într-o jumătate de metru. Și e și cald. Bine, trecem peste. Deci avem un transformator normal care se acoperă cu capacul ăsta. Da? Se vede prinderea de doză. Și, bineînțeles, fiind transformator cu primar și secundar, avem separație galvanică. Chiar dacă, vorba lui Florin Chilian, avem foarte joasă tensiune. Bineînțeles că și dacă ar fi sursă în comutație, ar trebui un picuț de separație galvanic. Ia să vedem. Ăsta este butonelul. Avem două jucării aici. Sfoara de care se trage, care are aproape 2 metri. Și persoana care e în pericol poate să apese butonul ăsta, da? Sau să tragă de sforicic. Sforicica care are peste 2 metri și are chestia asta la cap și care o să fie o distracție să o băgăm în rama asta cu tot cu butoane, da? Până ăsta trece firul, ăsta e butonul normal, are și apții pilde, da? Roșu și verde, dar noi nu o să le folosim, că o să le folosim la fața locului acolo și nu vreau să le stricăm. Că astea sunt și ieftine, ca să știți. Bun, astea le dăm la o parte. Hai să vedem următoarea cutiuță. În momentul în care cineva a tras de ăla, vedem dacă îl și nimerim pe ăsta primul, am nimerit exact butonul de reset. Pe ăsta îl apasă personalul medical și resetează problema, șterge alarma. Da? Care are fața asta, da? Și bineînțeles butonel transparent. Așa. Și jucăria care se montează afară. Avem două variante. O față mată, da? Sau una roșie. Acum e la alegere. LED-urile oricum semnalizează roșu, că-s roșii. Da? Și avem și semnal acustic. Rezistența asta o să o dăm jos de aici. Se folosește doar dacă vrem să mai adăugăm, cum v-am spus, o alarmă la sistemul ăsta. Deci nu o să ne trebuiască. Și o să le conectez, să le facem un test. Ordinea cam așa e. Astea afară din baie, ăsta ne dă tensiune 15 V. Îl alimentează pe ăsta care va fi afară,
deasupra ușii sau la același nivel al ușii, stânga-dreapta, recomandat pe mijlocul ușii. În locurile unde avem mai multe uși una după alta, că dacă îl pui în dreapta și în stânga se încurcă, poți să te înșel care din să te încurci care din baia respectivă are o problemă. Așa, avem butonul de reset și butonul de acționare al pericolului, da? Este unul și același lucru, că apeși butonul sau tragi de asta, am mai zis de 5 ori, dacă orice soacră trebuie să zici de 50 de ori. Luăm un căblușor de alimentare, celebrul nostru căblușor, și ne apucăm de treabă, revenim, ca să nu vă plictisesc cu conectarea la ele. Hai să vedem că toate au aceeași schemuță, pentru cine interesează schema. Dar uite că nu avem o schemă bloc în niciuna din astea. Asta este schema bloc. Nu știu cât de bine o vedeți acolo, că lumina asta închide tot. Ecranul e alb maxim, dar se vede pe negru așa. Dar e foarte simplu. Avem 230, protejat cu 16 amperi, până în transformator, din transformator în partea de alarmă. Și de acolo celelalte două componente. Da? Aveți notate, văd 5 și 6. Ăsta, primul de aici, e butonul de reset. Și ăsta este butonul de panică, efectiv, tot cu sfoară. Efectiv, Storcescu. Da. Să ne apucăm de treabă. Hai că le-am și conectat, să le facem un test. Repunem și capacele. Vedem cum arată, nu vă mai arăt cum le-am conectat, cum le-am conectat. Am folosit conductor de 1.5, 3.0, 7.5 sau 1. N-am reușit să-i pun pin la niciunul. Dar voi faceți ce zice Popa. Nu ce face Popa, aici facem doar un test, pe teren montăm pin. Da? Îi păcălim asta la loc, îi facem un nod, și bineînțeles că l-am pus, nu l-am pus, am crezut că l-am pus invers. Să legăm un pic, fie nodul strâns, îl tăiem. Și ăsta teoretic trebuie să intre în ăsta aici. Da? I-am pus căpăcelul alb. Ăsta transparent. Să lăsăm un pic scos din priză. Că chiar dacă avem 15V, se poate distruge izolația lui domnul transformator. Și ăsta se cuplează cu jucăria asta aici. Da? Bun, acum să o dăm înapoi jos. Trebuie să trage un pic mai tare. Da. Poate îi punem și rama, ca să arate și ăla. Deci ăsta e butonul de panică. Așa arată ca produs finit. Îi punem și sforicica. Deci acționează ori ăsta, ori ăsta. Da? Ăsta e resetul. Nu mai trebuie o ramă. Deci ce e pe masă aici? Astea, ăsta și ăsta au niște jumperi, dacă vrei să-i lași lumină de noapte, fără sau lumină medie. Oricum aici nu vedeți nimic,
lampa asta a lui Aladdin. Rama. Da, și butonul. Butonul transparentul. Hai că iar ajungem la 20 de minute. Cu curaj că nu se întâmplă nimic. S-a apăsat ca lumea. Și ăsta la fel. Așa. Și ăsta o să-i punem jucăria asta roșie. Avem și mată. Da. Ramă. Da, îi vine așa. Dian, vrei să intri. Rama, asta am zis, vine în afara ușii. Că ea ne semnalizează. Și încă una bucată ramă. Și bineînțeles capacul de la transformator. Care arată așa, zici că e întrerupător. Zici, dar nu prea. Da, acum cred că o să trească să sting felinarul ăsta. Să băgăm. Așa. Avem și tensiune pe el sau? Acum a fost apăsat butonul de panică. Îl resetăm sau tragem de sporicic. Și are semnal și acustic la, nu știu, 10 secunde, ceva de genul. O să-l auziți imediat cum face. Cam la 10-12 secunde. Se poate schimba stilul de alarmă, are 3 stiluri. Are tot așa un jumper în interior. Ia să vedem. Era undeva. Undeva pe aici. Ca să poți să-i dai doar sunet, sunet și lumină și să fie sunetul mai des. Da? Nu mai rar. Și bineînțeles, după ce cineva s-a sesizat, astea sunt aprinse. După ce cineva s-a sesizat, îi dă reset. Și ăsta are lumină de noapte, dar nu i-am dat eu. Nu i-am pus jumperul pe el. Se poate seta în trei feluri, v-am spus. Cam asta e toată jucăria. Vedem, poate putem să filmăm la montaj. De obicei montajele astea se fac repede, dar și nu prea e mereu timp să filmăm. Acum vom vedea ce se întâmplă la fața locului. Important e să înțelegeți principiul de funcționare și ce se poate face cu jucăria asta. Da, cam atât la filmulețul ăsta. Ne vedem la filmulețul următor. Bye, bye!